dragi spectatori! Cu toții stăm cu gândul la vacanță. Tocmai de aceea, în această seară, la Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, vă invităm să ne reîntoarcem la atmosfera de vară. Fiți pregătiți! Urmează să ne transpunem cu toții în filmul Plaja Adolescenților, alături de bobocii noștri talentați. Duelul de pe plajă dintre biker și surfer este gata să înceapă. Adolescenții colegiului nostru vor da dovadă de ambiție, susținere și, desigur, carismă. Înainte de toate, dorim să ne mulțumim sponsorilor noștri care ne-au ajutat să organizăm acest spectacol. SC Top Josis, Del Pharma SRL, Delta Farm SRL, Pepper, Socată, SC Comtransport SA, Farmacia Tofan SRL, Elada, Laborator Cliocert, Ritmicom SRL, BDG Școala de Șoferi, Axiotas SRL, Easy Mobile SRL, Nicolasep SRL, Nord Track Speed Edition, Cartofiserie, Industrial Pizza, Mega Lady Drinks RL, Grețcu Lorena, Beauty Studio by Raluca Filimon, Pentilescu Mihaela Beauty Const... Make-up Glow Beatriz Bogdan, Maui, San Jim, Bucovina D Studio, Mob Express, Tipografia Mușatini, Interop Studio by Robert Catargiu. Le mulțumim tuturor sponsorilor noștri și nu în ultimul rând le mulțumim partenerilor noștri media, Monitorul de Suceava, pentru că asigură transmiterea live a evenimentului. În urma deciziei luate de jurul nostru, evenimentul se va finaliza cu 10 câștigători, dintre care doar 2 vor rămâne regele și regina plajei, iar aceștia au dificila sarcină de a hotărâ care vor fi câștigători acestei seri. Prin urmare, le mulțumim! Așadar, juriul este format din domnul director Virginel Iordache, domnul profesor Tecuceanu Florin, doamna profesoară Drobota Angela, iar din partea sponsorilor Cojocariu Ciprian Scutăreanu Cosmin. Dar totuși, cine sunt acești boboci? Onorată audiență, dragi colegi, prima candidată la titlul de mici boboc este simulată Josina Smărata din clasa 9D. Smărata sau Smără, așa cum îi ziceți apropiați, este considerată o fire energică și plină de curaj. Motoul ei este, frumusețea începe în momentul în care decizi să fii tu însuți. Cea de-a doua concurentă care a primit provocarea de a se prezenta în fața dumneavoastră se numește Mărăutare și este nevoie de a se caracterizează ca o persoană plină de emoții și pasionată de dans, având astfel ambiții. Motoul ei este, îndreaptă-ți fața către soare și lasă umbra în spatele tău. A treia concurentă care își dorește cu desăvârșire să obțină titlul de regina Capri este Pulicema din clasa 9A. Mama, în zona Capricorn, reprezintă pachetul complet de glume haz și rămâneală. Motoul ei fiind, lasă lumea puțin mai bună decât ai găsit-o. În cele ce urmează, se prezintă în fața dumneavoastră talentata candidată cu numărul 4, Ruscan Rebecca, care face parte din colectivul clasei a 9E. Reușește să impresioneze oamenii din jurul său prin caracterul ei curajos. Atunci când începe să cânte, poate vrăji pe oricine. Motoul ei este, trage aer adâncul piept, ăsta e doar un capitol, nu e întreaga ta poveste. Cea de cincea concurentă a serii se numește Bădăneasă Loredana și este elevă în clasa face. Lore, așa cum îi spun prietenii, este o fire sociabilă și prietenoasă, pasionată de muzică și dans. Motoul Loredanei este, nu renunța niciodată. Onorat juriu, drag public, vă prezentăm următoarea noastră candidată la titlul de Miss Bobot. Numele ei este Cioată Katia și este elev în clasa 9D. Îi place să călătorească, ea fiind o persoană prezătoare și perseverentă, iar motoul ei este, cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș. În continuare, concurenta care este pregătită să dea dovadă de carismă și eleganță în această seară, este cineva care nu-i urmă de față la oameni. Între noi fie vorba, jovialitatea
Camerunei vine de la zodia Leului, care echilibrează verticalitatea. Motoul ei este: învățătura îți dă lumină, dar nu te lasă decât prin caracter. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră este cea de-a 8-a candidată a Valului, acea Andreea, care face parte din colectivul clasei a 9-a. Andreea, dispusă să riște și mereu pregătită pentru ceva nou, a venit să demonstreze ceea ce poate. Motoul ei fiind: păstrează-ți visul viu, dar apasă butonul de amânare. Penultima concurentă a serii, care este gata să își pună în evidență calitățile, se numește Rebus Madalina și face parte din colectivul clasei a 9-E. Îmi place să analizeze situații, fiind astfel atentă la detalii. Ceea ce o face unică pe Madalina este personalitatea sa. Motoul ei este: posibilitatea ca un vis să se împlinească este cea care face ca viața să fie interesantă. În cele din urmă vă prezentăm ultima noastră candidată, care încheie lista de aspirații la titlul de Miss Bobo. O fire încrezătoare, Erica este convinsă că experiența balului îi va rămâne tipărită pentru totdeauna și își propune să nu plece acasă fără coroană. Iar motoul ei este: lasă-te condus de vise. Candidaților la titlul de Mr. Boboc al serii, care sunt nerăbdători să se prezinte în fața dumneavoastră. Stimat juriu, drag public, primul aspirant la titlul de rege al plajei se numește Ștefan Roy Claudiu, din clasa 9-A. O fire sportivă și mereu curioasă, implicându-se în diferite activități. Motoul lui fiind: nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Cel de-al doilea concurent care a acceptat provocarea de a se prezenta în fața dumneavoastră este Stupariu Alin, elev în clasa 9-E. Încrezător și ambițios, fiind mereu în căutare de noi provocări. Motoul care îl definește este: nu contează caracterul când ai brațul ca minerul. Al treilea concurent care își dorește cu desăvârșire să obține titlul de Mr. Bobo se numește Rusu Andrei, care face parte din colectivul clasei a 9-D. Folosindu-se de pasiunile sale pentru actorie și psihologie, este pregătit să dea publicul pe spate. Motoul lui este: singurele limite în viață sunt cele impuse de noi înșine. În cele ce urmează, se prezintă în fața dumneavoastră talentatul candidat cu numărul 4, Rimciu Matei, din clasa 9-A. O persoană iubitoare și curajoasă, Matei este gata să-și depășească limitele. Motoul său este: fă azi ce alții nu fac ca să trăiești mâine cum alții nu pot. Cel de-al cincilea concurent al serii se numește Popescu Denis și este elev în clasa a 9-D. Copiul lui preferat fiind fotbalul. Denis are totodată o multitudine de pasiuni, cum ar fi dansul, moda și fotografia. Motoul lui este: trebuie să-ți dorești să fii puternic, altfel nu vei ajunge așa niciodată. Onorat juriu, dragi colegi, vă prezentăm următorul nostru candidat la titlul de Mr. Bobo. Numele lui este Pricol Ștefan și face parte din colectivul clasei a 9-A. Pasionat de arte marțiale, dar și de literatură, Ștefan se consideră un scriitor romantic. Motoul acestuia este: trecutul a fost ieri, viitorul este mâine, singurul care contează este prezentul de azi. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră este cel de-al șaptelea candidat al balului, pe nume Lucu George, elev în clasa 9-C. Un băiat perspicace și carismatic, crede cu tărie în valorile sale personale și este convins că seriozitatea îl va propulsa cât mai sus. Motoul lui este: dacă nu riști, nu câștigi. În continuare, concurentul care este pregătit să dea dovadă de ambiție și elegantă în această seară este cumpărul Claudiu, să vă acasă. O fire sociabilă și ambițioasă, care are spirit competitiv și este gata să obțină titlul de rege al balului. Motoul său este: nu ceea ce ești ține pe loc, ci ceea ce crezi că nu ești. Penultimul concurent al serii, care este gata să-și pună în evidență calitățile, se numește Bănăleasa Lorenzo și face parte din colectivul casei. Lorenzo este pasionat de aviație și totodată îi place să
călătorească și să descopere culturi noi, fiind o persoană aventurieră. Iar motto-ul lui este: pentru a-ți schimba viața, trebuie să schimbi prioritățile. Cele din urmă să prezentăm ultimul nostru candidat, care încheie lista de aspiranți la titlul de Mr. Boboc, pe nume Pușcaș Lucian, care este elevul clasa 9E. El este pasionat de sport, în special de fotbal, fiind astfel o persoană ambițioasă, cu un caracter puternic. Motto-ul lui este: never back down, never give up. Totuși. Crezi? Putea să încercăm măcar. Dar totuși băieții ar trebui să-și ceară scuze. Da, ar trebui. Chiar mă îndrăgostise. N-am să te mint. Te uiți străină.
simțim amândoi că nu avem timp și că nu ne iubim. Te uiți străin la mine și eu ca un străin și timpul te grăbește și timpul e puțin. Nu vreau să te mai țin, nu vreau să te mai țin. Fetelor, nu e ceea ce pare. Știați că suntem în rivalitate cu ele? S-au împiedicat. Nu puteam să le lăsăm să cadă. Vă comportați de parcă ați fi niște copii. Asta chiar a durut. Doar pe tine acum. Au, și asta pentru ce a fost? Pentru că v-ați cerut scuze. Da, așa li s-ar părea normal. Ne cerem scuze. Feeling fine, see my affection in my circulation. Behind the wave to cause a commotion. I'm like a wonder into the ocean. I can hide just out of reach, but it is us when it's gonna be. Save, 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 Cruising for a reason. Two wheels.
driving, what did I see? 100 little baddies all staring at me. I was cruising for some loving. I got these two wheels and an open road. Just pop that clutch, I'm ready to go. Come on! Stop the music, run fast like a bullet. We do anything we want, anytime we want. Care este gata să-și pună în valoare talentul muzical, este Mara, care ne va introduce în atmosfera primului prin intermediul unui moment la chitară. Să o primim cu aplauze! Ce s-a întâmplat? Ce? Cu submarinul!
Care submarin? Cel care naviga pe lângă Titanic. S-a dat dispărut. Nu, dar eu tare cred că nu o supraviețui nimeni. Ce căutăm aici? Nu trebuia să fiu sub apă, admirând Titanicul? Nu știu. Hai să vedem ce-i cu insula asta. Nu știu de voi, dar știu că am un elicopter privat și un telefon. Ok, am și un telefon și elicopter, dar de unde vrei semnal în mijlocul oceanului? Uite-te și Alex. Arată-mi unde ai semnal, hai, arată-mi gata, unde ai semnal. Gata, nu vă mai certați, că nu rezolvăm absolut nimic în felul ăsta. Hai să facem ceva ca să supraviețuim în seară. La asta mă gândeam și eu, dar Lorenzo crede că are semnal în mijlocul pustietății. Da, ce-i drept, nu ai semnal aici, dar ce vrei să fac? În afară de telefon, nimic nu am. Haide să facem rost de niște mâncare și de un loc sigur de dormit ca să nu ne mănânce crabii sau mai rău, să ajungem să ne mâncăm unii pe alții. Ce idee bună, ce mai stăm pe gând? Haide! Uitați, am găsit eu ceva de mâncare aici. Iar eu am găsit un loc foarte bun de dormit. Iar eu am găsit semnal la telefon. Și ai sunat la 112? Ce ai făcut cu telefonul? Ce ai făcut cu semnalul ăla? Am pus un story pe Insta. Aoleu, aici ne găsim sfârșitul. Hai frate, nu mai demoralizat, dar trebuie să rămânem tari. Ce salută din tufiș? Împreună cu partenera sa, vor să vă impresioneze cu un moment emoționant de dans contemporan. Se primește the game, I can't get lower, cause your pain is taking over. Lost the game, I can't get lower. Lost the game, lost the game, the game, the game. I think that I messed up. Lost the game, I can't get lower. Cause your pain is taking over. Lost the game, I can't get lower. Lost the game, lost the game, the game, the game. I'm falling back down in the baby. My mind is collapsing, I'm crazy. Lost the game, I can't get lower. Cause your pain is taking over. Lost the game, I can't get lower. Lost the game, lost the game.
valurile mării pot alina sentimentele transmise de Rebecca prin melodia următoare. Haideți să o încurajăm! Liceului nostru, că nu v-am încântat cu talentele lor, sigur o vor face în curând. Aplauze pentru Katia și Mircea! Another love, my tears have been used.
Ți-a plăcut momentul de vals? Da, dar parcă aș vrea să văd ceva mai energic. Și eu. Ce zici să le invităm pe Daria și Andreea, împreună cu colegile lor, să ne arate un moment de strident? Ce idee bună! Aplauze pentru fete! În cele ce urmează, talentata noastră boboacă, Simion Smaranda, alături de prietenii ei, dorește să mențină atmosfera de petrecere cu un dans modern. Aplauze! Never punish, but you're
După momentele de dans de până acum, următorii participanți ne vor înveseli cu o sonată creată de ei. Haideți să-i încurajăm! Oh, salut, salut! 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 Ce poți să faci în seara asta? Pentru mine o apă plată, nu pot consuma nimic mai mult, sunt cu motorul. Înțeleg, iar pentru tine? Pentru mine, la fel. Ok, revin în 2 minute. Mamă, ia uite cine a intrat în bar. Iar sărfării ăștia să ne povestească despre ce sirena mai văzut ei. Da, au venit și ei să bea ceva. Parcă nu au băut destul apă din mare și azi. Mamă, frate, ia uite, iară sunt bikerii ăștia doi enervanți în bar. Din fiecare dată stau și vorbesc despre trușurile lor curăți. Ce-ați zis? Eu nu v-am zimit niciodată. Plăcile v-ați spune că sunt farfurii sau altceva. Ce zici de plăcile genul noastră? Oh, băieți, calmați-vă! Ați venit aici să vă relaxați sau să creați un conflict? Are dreptate, hai măcar acum să uităm de rivalitatea noastră și să vrem ceva dacă toți suntem aici. Într-adevăr, tensiunea este cam mare, trebuie, dacă întâlnăm tot așa, nu va fi bine pentru nicio tabără. Și am auzit că doriți să comandați ceva pentru împăcarea voastră? Să știi că ar merge 4 socate. Dar voi nu beți doar apă din mare? Da, și fac eu cinste în seara asta, dar faceți voi data viitoare. Ok, revin imediat cu băuturile. Dacă stau bine și mă gândesc, surfing-ul nu sună așa de rău, doar că de mic am avut o frică în ceea ce privește valurile. Să știi că și motociclismul îmi pare interesant, dar n-am încercat niciodată. Dintotdeauna mi-au plăcut motociclete, dar mi-a fost frică la să încerc. Ce ziceți? Facem într-o zi schimb de pasiuni? Mie nu sună rău, ce ziceți? Eu zic că am putea încerca, doar să nu afli gașca noastră că va ieși din nou în război. Dar de ce să așteptăm acea zi? Mai e timp și azi. Oricum, surful e mai plăcut seara. Hai măcar să terminăm de băut aici și după să mergem, doar n-am plătit degeaba. Ok, băieți, poftim băuturile. Sunteți pregătiți? Da. Atunci hai să mergem. Hai. În continuare, Mădălina ne va introduce într-un moment de dans contemporan plin de emoții. Haideți să o susținem cu aplauze! Yeah.
Loredana, care a suferit săptămâna aceasta un accident la picior, dar nu a renunțat la visul de a deveni regina plajei, ne va prezenta împreună cu două eleve talentate ale liceului nostru un moment de strident. Aplauze pentru fete! Să te adri cum sunt, să fii trăit. Să mâncă doar eu și mirea de fără. Mă bălete și apă pentru țigana mea.
Îți mulțumim, Miruna, pentru acest moment neașteptat. Nu e așa că bobocii noștri sunt talentați la dans? Prin urmare, și Claudiu se descurcă la fel de bine la street dance. Să primim curând aplauze! Should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in a bar, it's whatever you take to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going until you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Wanna taste the water? Can I be the one you call? If you wanna be a star, I can tell you what it costs. I was gonna put you on, I was gonna put you on. I was gonna change your life, girl, but I don't wanna break your heart. Wait, 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 este singura modalitate de exprimare artistică. De aceea, eleva se reduc Magda este pregătită să ne delecteze cu vocea sa. Aplauze pentru Magda! Nu
mulțumesc! Cred că după acest festival, bikerii și surferii au devenit din nou prieteni. Hai să vedem ce fac în acest moment! Deja mi se pare că s-a încins atmosfera. Așadar, fetele de la Bucovina Dance Studio nu mai au stare și vor să ne captiveze atenția cu mișcările lor de dans pline de energie. Haideți să le primim cu aplauze! Thank you.
sponsorilor noștri care ne-au ajutat să organizăm acest spectacol. SC, Top Josis, Del Pharma, SRL, Delta Farm, SRL, Pepper, Socată, SC, Contransport, SA, Farmacia Tofan, SRL, Elada, Laborator Cliocert, Ritmic.com, SRL, BDG, Școala de Șoferi, Axiotas, SRL, Easy Mobile, SRL, Nicolasev, SRL, Nordtrack Speed Edition, Cartofiserie, Industrial Pizza, Mega Lady Drinks, SRL, Grețcu Lorena, Beauty Studio by Luca Filimon, Beauty Concept, Petelescu Mihaela, Makeup Glow, Beatrice Bogdan, Maui, San Jim, Bucovina Dance, Mob Express, Tipografia Mușatin, Interob Studio by Robert Catargiu. Iar acum dorim să invităm pe scenă pe cei fără de care acest bal nu ar fi fost posibil. Prin urmare, îi chemăm în scenă pe cei de la Departamentul de Scenariu și Momente. Savin Ioana! Timinger Claudia! Spac Rareș! Lubeghivski Luisa! Departamentul de Fundraising, Todea Priana, Giureanu Ovidiu, Scutăreanu Cosmin, Cojocariu Ciprian. Departamentul de Decor, Mitruț Viviana, Negrușier Bianca, Rotaru Iriana, Roșca Andrei, Munteanu Răzvan, Bujorean Luca, Creieterea Luca, Popescu Denise. Iar acum pe cel de la Departamentul de Marketing, Popovici Maria, Mocanu Vlad și Argatu Adrian. Totodată îi mulțumim colegului nostru, croitorul David, pentru audio și video, fotograful nostru, Ginigan Andrei, și colegului nostru, Alexeschi Tudor. Le mulțumim colegilor noastre prezentatoare, grădinarul Mălina și Senciuca Alexandra. Iar noi le mulțumim dragilor noștri colegi prezentatori, Bogdan Daniel și Miron Narcis. În cele din urmă, dorim să-i mulțumim coregrafii noastre, Constantinescu Georgiana, care alături de colegele noastre, Claudia și Ioana, a reușit să pună scene momentele de dans din această seară. Totodată le suntem recunoscători domnului director Virginel Iordache, domnului director adjunct Tănase Dumitrița și profesorilor coordonatori, doamna profesoară Sofia Andana, doamna profesoară Misteriu Gabriela, doamna profesoară Danilevici Ioana, profesoară Rotaru Daniela, doamnei profesoare Savin Oana și doamnei profesoare Bodnar Loredana, cât și au susținut întregarea acestui eveniment. Iar acum dorim să-l invităm pe scenă pe absolventul colegiului nostru, Moga Codrin, pentru un moment de cultură al Aspiru, la care vor participa colegii noștri. E piesa mea, mă laud.
O să le pun câteva întrebări organizatorilor noștri. O să le pun și bobocilor, dar până la boboci o să vedem dacă ei și-au făcut treaba bine. Așa că, drag public, stimați jurați, mamă, dacă vezi asta, îmi pare rău. Vrei să te iau mai ușor, te iau mai greu, cum dorești? Mai ușor. Mai ușor? Să vedem ce mai. Spune-mi un profesor care îți place și de ce îți place. Doamna profesoară Daniela Rotaru. Deoarece este cea mai mișto profesoară de engleză și cea mai bună prietenă a unui elev. Foarte frumos! Foarte frumos! Ești ok? Ai emoții? Nu. Nu? Vrei să te întreb ceva ușor sau mai greu? Ușor. Ușor? Cum te simți? Sunt foarte bine, mulțumesc. Da? Ne-am vorbit înainte să întreb asta. Spune-mi, te rog, cum te învoiești dacă lipsești de la oră? Pleci pe poartă. O scutire medicală, sunt bolnavă. Ok, știi, ai trecut prin asta, ok. Domnul Rareș Pacule, din organizatorii noștri, ți-o să-ți dau o întrebare mai grea, pentru că tu ești foarte implicat în acest liceu. E un tip de bază aici, în caz că nu știți pe domnul Rareș Pac. Exact! Toată lumea, exact! Rareș, dacă spui că cunoști bine liceul nostru, cunoști bine? Nu, minte. Câte bănci, aproximativ, sunt în curtea școlii, Rareș? Ce? Câte bănci? Exact. Zece. Cine a zis opt? Bravo, îți dau o cafea după aia. Ești pregătită? Urmează o întrebare grea pentru tine, ce crezi? Nu? O luăm ușor? Da? Ce să te întreb eu pe tine? Știi cumva unde se află cabinetul școlii de la care ți iei scutiri în cazul în care se întâmplă, Doamne ferește, să fii răcit? Bineînțeles că știu. Unde? În cămin. La etajul? Parter. Corect, bravo, wow! Care e numele tău complet? Juraniu Cătălin. Toată lumea nu știe despre Xi. Un om de bază în de ale vorbii la Colegiul Național Spiru Haret. Spune-ne, te rog, că tot e la tine pe domeniu, care e cel mai apropiat pub, restaurant de Spiru Haret? Pepe Nero! Mulțumim de profesorizare. Viviana. Vă place Viviana? Viviana, vreau să-mi spui și tu un profesor de care îți place și de ce. Doamna Petruc. Și de ce? Pentru că este o doamnă extraordinară. Pentru că înțelegea pe elevi. Foarte corect am făcut cu ea. Dragii mei, în voi restul am foarte, foarte mare încredere. Din păcate, terminăm aici cu întrebările și ne vedem mai îndată, da, cu bobocii. Vă mulțumesc!
elevii noștri v-au impresionat cu momentele și talentele lor din această seară. Mai este puțin până la momentul decisiv când vom afla câștigătorii. Noi vrem să le spunem tuturor că orice s-ar întâmpla, toți sunt învingători, carismatici și talentați. Aplauzele dumneavoastră, prima pereche formată din Simion Anastasia Smarana și Strugariu Alin. În aplauzele dumneavoastră, perechea formată din Moraru Daria și Ștefăroi Claudiu.
23. Îi se acordă elevului... Suspans, vă rog! Suspans, haideți! Haide, haide, mai tare, mai tare! Dar cine credeți că a ieșit Miss Dance? Nu vă aud, nu vă aud? Miss Dance, CNI. Spiru Haret, 2023, este Suspans, Suspans? Simion Smaranda! Popularitate. Miss Popularitate, CNI, Spiru Haret 2023 este, haideți, suspans! Cipotaru Miruna! Cine credeți că a ieșit Miss locul 3? Cine e la urmă? Mai tare, mai tare la urmă! Miss locul 3, CNI Spiru Haret 2023 este... Suspans, vă rog! Suspans, suspans! Reguș Mădălină!
Iar acum cine credeți că a ieșit Miss locul 2? Susținere, hai Miss și Mister, haide! Mai tare, mai tare! Miss locul 2, CNI Spiru Haret 2023 este... Cine? Cine mai tare cu nouă? Purice Mara! Ultimul premiu, cel mai important din această seară, Regina Plajei. Cine credeți? Cine? Cine credeți că a ieșit Miss? Nu mă, nu mă! Nu auzim, mai tare! Vreți să facem puțin suspans? Haide, suspans, aplauze, ce mai bine! Mâinile sus! Toată lumea, mâinile sus! Titlul de Miss! CNI Spiru Haret 2023 se acordă elevei Giurcă! Sus, sus, sus! Aplauze pentru toți, a fost emoționat! Aplauze, aplauze! Bine! Ce și eu scuze la balul ăsta? Bine! Cer și eu scuze de la Chilafonic, zic. Mulțumim! Vă așteptăm în story, mă, la noi, în story! Toată lumea la after party, story! Toată lumea la story! Cer și eu scuze la balul ăsta, le simte!